bine ați revenit la cele mai frumoase probleme. Problema de azi este, după părerea mea, frumoasă, pentru că cere când cunoștințe de mecanică, când cunoștințe de termodinamică, într-o succesiune interesantă pentru a ajunge la răspuns. Să vedem enunțul. Aici aveți datele problemei și un desen. Este vorba despre un cilindru vertical cu înălțimea de 2 metri și secțiunea de 100 de centimetri pătrați, în care se găsește azot la temperatura de 27 grade Celsius și presiunea de o atmosferă, aceeași cu presiunea din exterior. Cilindrul este închis la capătul de sus de un piston greu cu masa de 50 de kilograme care se poate mișca fără frecare în interiorul cilindrului și care inițial este blocat ca să nu cadă în cilindru. Dar la un moment dat el este deblocat și începe să cadă. Și noi trebuie să calculăm ce distanță parcurge pistonul în cădere până când atinge viteza maximă și cât este viteza maximă pe care o atinge pistonul. Să încercăm întâi să găsim răspunsul la prima întrebare. Ce distanță parcurge pistonul până atinge viteza maximă? Pentru asta trebuie să înțelegem întâi de ce există o viteză maximă. În timp ce pistonul coboară, comprimă azotul din cilindru și presiunea acestuia crește. Asta înseamnă că în timpul coborârii pistonului, presiunea de sub el crește, în timp ce presiunea de deasupra lui este constantă, este presiunea atmosferică. Să notăm parametrii stării inițiale a azotului cu P1, V1, T1 și parametrii unui moment ulterior, când deja pistonul a coborât câtva, cu P2, V2, T2. În acest desen puteți vedea forțele care acționează asupra pistonului. Odată este greutatea, orientată evident în jos, apoi avem forța de presiune care apare datorită presiunii din exterior și care e orientată tot în jos și mai avem forța de presiune care apare din cauza presiunii azotului din cilindru și care este orientată în sus. Principiul fundamental ne spune că avem următoarea ecuație, P1 ori S, care este forța care apare datorită presiunii din exterior, care este egală cu presiunea inițială a azotului în cilindru, plus greutatea și minus forța de presiune a azotului, care se calculează cu formula P2 ori S, este egal cu M mare ori A, masa pistonului înmulțită cu accelerația lui. Această sumă este constantă. Nici greutatea pistonului și nici presiunea atmosferică nu se schimbă în timp ce pistonul coboară, dar termenul acesta P2 ori S crește, pentru că presiunea P2 crește și ea. Asta înseamnă că la început accelerația va fi pozitivă, dar la un moment dat ea va deveni zero. Când? Atunci când P2 ori S va fi egal cu P1 ori S plus G. Și din acest moment, accelerația devine negativă, pentru că de acum încolo, P2 ori S este mai mare decât această sumă. Și asta înseamnă că viteza maximă se realizează atunci când am această relație. Pentru că, repet, până atunci accelerația este pozitivă și de acolo încolo este negativă. Până atunci viteza a crescut și de aici încolo viteza scade. Așa că putem să găsim presiunea care corespunde
stării azotului pentru momentul în care pistonul are cea mai mare viteză, are viteza maximă. P2 este egal cu P1 plus G supra S. Am împărțit ecuația la S. Și tot ce e în dreapta semnului egal e cunoscut. Așa că putem calcula presiunea P2. Să o calculăm. Presiunea P2 este, P1 este 10 la 5 newton pe metru pătrat, plus greutatea pistonului este 50 de kg înmulțit cu 10 metri pe secundă la pătrat, 500 de newton, supra secțiunea 100 de centimetri pătrați, înseamnă 10 la minus 2 metri pătrați. Și atunci presiunea P2 va fi 10 la 5 plus, aici voi avea 0,5 ori 10 la a 5 newton pe metru pătrat și am găsit că presiunea azotului în momentul în care pistonul a atins cea mai mare viteză are valoarea P2, 1,5 înmulțit cu 10 la a 5 newton pe metru pătrat. Acum s-ar putea să spuneți la ce ne folosește să știm cât este presiunea în acel moment. Noi vrem să calculăm pe ce distanță a căzut pistonul până când a atins viteza maximă. Aici intervine termodinamica. Ce fel de transformare suferă azotul din cilindru în timp ce pistonul coboară în cilindru? Atunci când avem transformări rapide, și transformarea noastră așa este, sistemul termodinamic nu are timp să schimbe căldură cu exteriorul și putem considera că avem o transformare adiabatică. Iar legea transformării adiabatice, ecuația lui Poisson, spune că P1 ori V1 la gamma este egal cu P2 înmulțit cu V2 la gamma. Și pentru că acum îl cunoaștem pe P2 și evident cunoaștem P1 și P1, putem calcula volumul azotului din cilindru în momentul în care pistonul a atins viteza maximă. V2 va fi egal cu V1 înmulțit cu P1 supra P2 la puterea 1 pe gamma. Pentru că azotul este un gaz diatomic, gamma azot este 7 pe 5, adică 1,4, și atunci V2 va fi V1, care a fost 2 ori 10 la minus 2 metri cubi, pentru că cilindrul are înălțimea de 2 metri și are a secțiunii 10 la minus 2 metri pătrați. Și atunci volumul este area bazei ori înălțimea, 2 ori 10 la minus 2 metri cubi, înmulțit cu raportul presiunilor. Presiunea pe 1 este 10 la 5 și presiunea pe 2 este 1,5 ori 10 la 5, ceea ce înseamnă că aici voi avea 1 pe 1,5, 10 pe 15 și dacă simplific cu 5, 2 pe 3. În paranteză, 2 pe 3 la puterea 1 pe gamma. Gamma este 7 pe 5 și atunci am la puterea 5 pe 7. Și dacă veți face calculele, veți găsi că volumul V2 are valoarea aproximativă de 1,5 ori 10 la minus 2 metri cubi. Și am găsit, folosind și mecanică și termodinamică, ce volum are azotul din cilindru atunci când pistonul are viteza maximă.
Am găsit, deci, volumul pe care îl ocupă azotul din cilindru în momentul în care pistonul are viteza maximă. Să presupunem că desenul corespunde acestui moment. Și atunci, volumul azotului se poate calcula înmulțind area bazei, adică secțiunea cilindrului, cu Y. Am notat înălțimea coloanei de azot din cilindru. Și de aici rezultă că Y va fi V2 supra S, adică va fi 1,5 ori 10 la minus 2 metri cubi supra 10 la minus 2 metri pătrați. Și înseamnă că Y are valoarea 1,5 metri. Iar distanța pe care a coborât pistonul este restul până la înălțimea cilindrului pe care am notat-o cu H mare. Și atunci să notăm acea distanță pe care o căutăm cu H, distanța pe care a căzut pistonul, ea va fi egală cu H mare minus Y. Adică va fi H mic egal cu 2 metri minus 1,5 metri, H mic este egal cu 0,5 metri. Deci pistonul atinge viteza maximă după ce a căzut jumătate de metru. Până acolo s-a mișcat accelerat, de acolo încolo se va mișca frânat și undeva se va opri, pentru că nu-i vid sub el, ci avem un gaz și nu îl poate comprima oricât. Și acum să calculăm cât este viteza maximă pe care o atinge pistonul în timpul căderii în cilindru. Aici avem nevoie din nou de mecanică. Există în mecanică o teoremă frumoasă, teorema variației energiei cinetice. Puteți să găsiți tot ce trebuie să știți despre ea în cursul de mecanică. Aveți linkul în descriere. Pentru cazul nostru, pentru cazul pistonului, teorema variației energiei cinetice se poate scrie delta energie cinetică egal cu lucrul mecanic efectuat de forțele care acționează asupra pistonului. Vă amintiți că avem trei forțe. Înseamnă că trebuie să calculăm trei lucruri mecanice. Iar variația energiei cinetice pentru pistonul nostru este M mare ori V pătrat pe 2. Pentru că energia cinetică inițială este 0. Inițial el era în repaus. Și atunci această energie cinetică este egală cu lucrul mecanic al greutății plus lucrul mecanic al forței de presiune care apare din cauza presiunii din exterior, să-i zicem L pe exterior, și plus lucrul mecanic al forței de presiune care apare din cauza presiunii azotului. Am pus plus aici pentru că am o sumă algebrică, dar acest lucru mecanic va fi evident negativ pentru că forța de presiune cu care azotul împinge pistonul este orientat în sus, invers decât celelalte două forțe. Dar veți vedea că termodinamica ne arată că acest lucru mecanic este negativ. Întâi să calculăm lucrul mecanic al greutății. Lucrul mecanic al greutății este masa pistonului înmulțită cu accelerația gravitațională și înmulțită cu H, cu distanța pe care a căzut pistonul până când a atins viteza maximă. Adică va fi 50 de kilograme înmulțit cu 10 metri pe secundă la pătrat înmulțit cu 0,5 metri. Și atunci lucrul mecanic al greutății va fi 50 ori 5, 250 de joule. Lucrul mecanic al forței de presiune care apare din cauza presiunii din exterior va fi forța de presiune, adică P1 ori S, înmulțită cu deplasarea, adică din nou cu H. Adică va fi 10 la 5
newton pe metru pătrat, înmulțit cu 10 la minus 2 metri pătrați, înmulțit cu 0,5 metri. Și atunci lucrul mecanic al forței de presiune, care împinge pistonul în jos, va fi 10 la 5 sau 10 la minus 2 este 10 la a 3-a și înmulțit cu 0,5, 500 de juli. Și avem deja doi termeni din suma din dreapta a acestei ecuații. Cât este lucrul mecanic al forței de presiune a azotului? Aici intervine din nou termodinamica. Știm că lucrul mecanic într-o transformare adiabatică este egal cu minus variația energiei interne. Căldura nu avem schimbată cu exteriorul și avem această relație. Iar variația energiei interne este întotdeauna, pentru orice transformare, nu înmulțit cu CV, înmulțit cu delta T. Așa că, dacă vrem să calculăm lucrul mecanic al forței de presiune a azotului, trebuie să facem acest calcul, dar apare o problemă. Delta T. Delta T este T2 minus T1. Așa că problema este ce valoare are T2. Am calculat deci lucrul mecanic al greutății și lucrul mecanic al presiunii exterioare. Ca să calculăm lucrul mecanic al presiunii interioare, adică lucrul mecanic al azotului efectuat asupra pistonului, care este dat de această relație, avem nevoie de variația de temperatură, adică avem nevoie de T2, adică trebuie să știm cât este temperatura azotului în momentul în care pistonul atinge viteza maximă. Acest lucru se poate afla în două feluri. Odată folosind ecuația lui Poisson scrisă cu parametrii T și V, adică putem scrie T1 ori V1 la gamma minus 1 este egal cu T2 ori V2 la gamma minus 1 și de aici se poate calcula T2, sau folosind ecuația Clapeyron-Mendeleev. P1 V1 supra T1 trebuie să fie egal cu P2 V2 supra T2. Să folosim a doua relație, pentru că din coace avem niște exponenți. T2 va fi P2 ori V2 supra P1 ori V1 înmulțit cu T1. Și atunci T2 va fi P2 este 1,5 ori 10 la a 5. Ia, nu mai scriu unitățile de măsură pentru că știm că toate sunt în sistemul internațional. V2 este tot 1,5 ori 10 la minus 2 metri cub de data asta, înmulțit cu 1,5 ori 10 la minus 2 supra P1 este 10 la 5 înmulțit cu V1 2 ori 10 la minus 2, totul înmulțit cu T1, care vă amintiți era exprimată inițial în scara Celsius, temperatura azotului, 27 de grade Celsius, care înseamnă în scara Kelvin 300 de Kelvin. Deci înmulțit cu 300 Kelvin. Să vedem cât este T2. 10 la 5 se simplifică, 10 la minus 2 se simplifică. 1,5 înmulțit cu 1,5 este 2,25. 2,25 și mai am supra 2 înmulțit cu 300, adică T2 va fi, dacă simplific și aici, 2,25 înmulțit cu 150.
de Kelvin. Și dacă facem calculele, vom găsi că T2 este 337,5 Kelvin. Și atunci delta T, adică T2 minus T1, va fi 337,5 minus 300. Delta T va fi 37,5 Kelvin. Și acum putem calcula și lucrul mecanic efectuat de azot asupra pistonului, care e negativ. El va fi egal cu lucrul mecanic al presiunii interioare, numărul de moli. Nu știm numărul de moli, dar putem folosi ecuația termică de stare pentru starea întâi. P1 ori V1 știm că este egal cu ν1RT1. Și atunci numărul de moli, nu are rost să scriu ν1, numărul de moli, pentru că numărul de moli nu se schimbă, va fi P1 V1 supra RT1. P1 V1 supra RT1 înmulțit cu CV, în cazul azotului 5 pe 2R, 5 supra 2R, și înmulțit cu delta T. Și aici, dacă veți face din nou calculele, veți găsi că acest lucru mecanic al presiunii interioare este egal cu minus 625 de joule. Și acum putem calcula ceea ce ne interesează folosind teorema variației energiei cinetice. Acum putem calcula lucrul mecanic total care se efectuează asupra pistonului din momentul în care pleacă și până în momentul în care atinge viteza maximă. Lucrul mecanic total va fi lucrul mecanic al greutății plus lucrul mecanic al presiunii externe plus lucrul mecanic al presiunii interne. Adică va fi 250 de joule plus 500 de joule minus 625 de joule. Deci lucrul mecanic total va fi 750 minus 625, 125 de joule. Deci din momentul în care pistonul pleacă până când atinge viteza maximă, asupra lui se efectuează un lucru mecanic total de 125 de joule. Și acum ne întoarcem la teorema variației energiei cinetice. MV pătrat supra 2 este egal cu lucrul mecanic. Rezultă că V pătrat este de două ori lucrul mecanic supra masa pistonului. Adică V pătrat va fi de două ori 125 supra 50 este masa pistonului. Și dacă simplific aici, 125 pe 25 este 5 metri pătrați pe secundă la pătrat, pentru că am aici o viteză la pătrat. Și atunci viteza maximă a pistonului va fi radical din 5 metri pe secundă. Adică va fi aproximativ 2,24 metri pe secundă. Și am reușit să găsim și care este viteza maximă pe care o atinge pistonul. În final vreau să fac o provocare. Problema mai putea să întrebe ceva. Unde se oprește pistonul? Care este distanța totală pe care cade pistonul? O întrebare mai grea. Și provocarea este să încercați să rezolvați această întrebare, să găsiți răspunsul la această întrebare. Pe ce distanță cade pistonul până când se oprește? Dacă cineva reușește, îl rog să se filmeze arătându-ne rezolvarea și voi prezenta rezolvarea pe canalul meu, sau dacă nu vrea așa, să-mi trimită rezolvarea
și o voi prezenta eu, menționând, bineînțeles, numele celui care a reușit să găsească răspunsul corect. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!